Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, am promis, ca și mine de altfel, sunteți curioși de să punem teatru. Acesta este tipul plat și să vedem ce s-a întâmplat, cum s-a format cuibul, ce... cum se întâmplă mai bună. Iată, acesta e borcanul în care am hrănit această colonie test. De fapt, scumpul mă interesează. Să vedem cum depune marca în ouă. Și cum să aruncăm o privire în cuib. Ar trebui deja să eclozeze primele albine. De când l-am pus, n-am pus diafragmă, n-am pus nimic. Am lăsat pulsul să evolueze cum consideră el că e mai bine. Voi începe cu această ramă. Să văd, asta este o ramă de hrană, așa ar trebui. Eu îl extind câte un pic în funcție de cum văd că are cuib. Are un picuț de miere, prima ramă. Vedeți, dimensiunea ramei este foarte mică. Și vom înainta încet pe centrul cuibului. Am extins un pic, să vedem, a fost o săptămână de ploi, de vreme rea. Aici a băgat aspes, păstură și un pic de miere, nectar. Și mergem să vedem cum au luat, foarte curios de acest lucru. Trebuie să fie și cam ouă, neapărat. Da, asta este prima ramă cu ouă. O să vă fac și un zoom, vreau să văd dacă ești pe partea cealaltă, să văd că câte rame s-a extins. Deci, măcuța a ajuns până aici, să vedem câte sunt. Nu este o matcă tânără, este o matcă de cât în al doilea an. Vedea ce sunt unii. Aceste ramă. Aș fi pe prima ramă cu cuib căpăcit. Iată așa arată o ramă de la acestul cu cuib căpăcit. Este destul de compact. Aici sunt și câteva rame de trâmpări. Câteva celule de trâmpări. A doua ramă cu cuier. Prima ramă care au luat cuier să-i produzi albine. De aici ai produzat albine și sunt depuse din nou ouă. Se plăbeze și niște trâmpuri. Și matca este aici. E cu roșu, deci are... Asta este al treilea. Da, încă își face lăpăria. Încă nu pot să zic o părere despre acest model. Începând de la 0, iată o altă ramă cu cuib căpăcit. E destul de compact. Iată pe ambele fețe. Da, este al doua. Doua cu cuib căpăcit și două cu ouă în diferite stadii.
acest algoritm din 2-2 săptămâni, eu nu este foarte să rulească. Uite și eu asta, iar am un cucuiesc pe petit, vedeți, foarte frumos. Eram al 5, este 5 până acum. Modelul scutului trebuie să fie astfel ca toate ramele să fie astfel cucuiesc. Dar fiindcă acum am început cu acest model și am scuturat albina de la zero, a fost un pic mai dificil. Să vedem pe mine ultima ramă, dacă avem și aici sau, dacă avem sau și aici, e cuiet larvar. O să vi-l arăt că nu e mat ca am văzut-o, nu ris. Aici, în partea asta, se vede mai bine. Sper să se vadă. Așa strălucește. Aici e un pic de nectar adus de azi. Bun, deci această mască are cuiesc pe 6 rame din acest model vestit. Ok, să spunem, pornind de la zero, în următoarele 2 săptămâni ar trebui să evolueze, să crească. Ar trebui să crească ca număr de rame și după aceea vine manemanul și pune rame de 1 pe 2. Lăsăm în pace. Foarte, foarte frumos, sunt mulțumit. Hai că acum să spunem că se va umple la rădița aceasta. Încerc și sigur. Se va umple mai de 3 rame aici. Le punem înapoi acum în perică. A fost foarte, foarte greu cu vremea, probabil ca la voi toți. Nu este nevoie să vă panicați. Nu se poate face îmbogățire peste noapte. Ce de aici? Mergem înainte, de dragul albinuței. Bine, cam atât am avut să vă arăt, să vedeți cam cum se situează cuietul pe acest tip de rame. Ce eram curios de altfel. Ne vedem peste 2 săptămâni la acest model vestit.